În ciuda faptului că o instituție financiară nebancară oferă clienților săi avantajul obținerii unui credit mai mare decât cel acordat de o bancă, dâmbovițenii încearcă să se țină departe de aceste îndatoriri. Cel puțin asta reiese din datele furnizate de asociațiile existente pe piața de profil. Astfel, în primul semestru acestui an au fost înregistrate credite de consum de 195 de milioane de euro, în scădere față de anul precedent cu 13,6%. În primele 6 luni din 2012, creditele de consum acordate de IFN-uri se situau la 226 de milioane de euro. Ați accesat vreodată un credit de la o instituție financiară nebancară? Nu. De ce? Nu am avut nevoie. Dar dacă ar fi vreodată să aveți nevoie, ați accesa aceste fonduri? Da. Depinde de dobânda, cum sunt fonduri. Bune. Credeți că este mai avantajos să apelați la o instituție nebancară decât la bancă? Da. La bancă. La bancă este mai sigur? Da, e mai sigur la bancă decât la instituție nebancară. Ați avut vreun caz în familie? Nu, n-am avut. Da, așa, după cum cred eu.